Ajutorul de stat pentru exploatările miniere Lupeni și Lonea din cadrul complexului energetic Hunedoara, declarate necompetitive, a fost aprobat printr-o decizie a guvernului emisă în data de 26 martie. Acest ajutor va facilita închiderea în condiții de siguranță a subteranului, cât și protecția socială a persoanelor ce vor fi disponibilizate. Comisia Europeană trebuie să emită o decizie privind continuarea activității acelor două exploatări până în anul 2027. Însă acest verdict întârzie să apară din cauza pandemiei de COVID-19. Ajutorul de stat are mai multe componente, o parte pentru închiderea unor puncte de lucru din subteran, o parte pentru asigurarea banilor de disponibilizări, o parte de ecologizare, o parte pentru reconversie profesională. Acești bani se acordă în fiecare lună, în fiecare an, pardon. Ei sunt, conform Comisiei Europene, sunt stabiliți printr-un ordin, iar noi suntem în așteptare acum unei decizii pe care Comisia Europeană trebuie să o dea referitoare la continuarea activității minerilor Lupeni și Lonea până în anul 2027, conform studiului polonez GIG, care a fost acceptat de Comisia Europeană. Din păcate, virusul acesta a făcut ca și activitatea Comisiei Europene să se întrerupă. Noi am fi trebuit să primim răspunsul în aprilie, așa că se va prelungi data primirea acestui răspuns până când se vor relua activitățile în cadrul Comisiei. Banii pe care noi i-am primit au o cale legală care trebuie să fie urmată, trebuie să se primească un aviz din partea Ministerului Finanțelor, după care vor intra în contul nostru. În fiecare lună, banii sunt eșalonați pe lună, nu primim toți banii odată, în fiecare lună se primește o anumită sumă din banii care ne-au fost alocați de Guvernul României. De la începutul anului au fost efectuate lucrări de închideri, iar acum conducerea complexului energetic Hunedoara așteaptă virarea sumelor aferente acestor activități.